O antologie a lecturilor cuvintelor lui Dumnezeu atotputernic. Taina întrupării 2. În acea vreme, când Iisus lucra în Iudeea, El a făcut aceasta în mod deschis. Însă acum, eu lucrez și vorbesc printre voi în secret. Cei necredincioși nu sunt deloc conștienți despre aceasta. Lucrarea mea printre voi este închisă pentru cei din afară. Aceste cuvinte, aceste mustrări și judecăți sunt cunoscute numai de voi toți și nu de alții. Toată această lucrare este îndeplinită în mijlocul vostru și vă este împărtășită doar vouă. Niciunul dintre necredincioși nu știe despre acest lucru, căci timpul nu a venit încă. Acești oameni sunt aproape de a fi făcuți compleți după ce au îndurat mustrări, însă cei din exterior nu știu nimic despre aceasta. Această lucrare este mult prea ascunsă. Pentru ei, Dumnezeu devenit trup este ascuns, dar pentru cei din acest curent, se poate spune că El este deschis. Deși în Dumnezeu totul este deschis, totul este revelat și totul este eliberat, acest lucru este adevărat doar pentru cei care cred în El. În ceea ce-i privește pe restul, necredincioșii, nimic nu este făcut cunoscut. Lucrarea realizată aici este acum strict închisă pentru a nu-i lăsa pe ei să o cunoască. Dacă ei ar deveni conștienți de această lucrare, atunci tot ce ar face ar fi să o condamne și să o supună persecuției. Nu ar crede în ea. Pentru a lucra în națiunea Marelui Balaur Roșu, această cea mai înapoiată dintre locații, nu este o sarcină ușoară. Dacă această lucrare ar urma să fie scoasă la lumină, ar fi imposibil de continuat. Această etapă a lucrării pur și simplu nu poate fi îndeplinită în acest loc. Dacă această lucrare ar fi urmat să fie realizată în mod public, cum ar fi putut ei să-i permită să avanseze? Oare acest lucru nu ar supune lucrarea unui risc și mai mare? Dacă această lucrare nu ar fi ascunsă, ci mai degrabă efectuată ca în timpul lui Iisus, când El a vindecat în mod spectaculos bolnavii și a scos demoni, atunci nu ar fi fost luat prizonier de diavoli acum mult timp? Ar putea ei să tolereze existența lui Dumnezeu? Dacă ar urma să intru acum în săli pentru a predica și a ține prelegeri oamenilor, atunci nu aș fi fost sfărâmat în bucăți acum mult timp? Și dacă s-ar fi întâmplat acest lucru, cum s-ar fi putut realiza în continuare lucrarea mea? De dragul tăinuirii, n-au fost deloc manifestate în mod deschis niciun fel de semne și minuni. Deci, pentru necredincioși, lucrarea mea nu poate fi văzută, cunoscută sau descoperită. Dacă această etapă a lucrării ar urma să fie făcută în același mod ca lucrarea lui Iisus în epoca Harului, nu ar putea fi atât de stabilă pe cât este acum. Deci, pentru a lucra în secret în acest fel, vă este de folos vouă și lucrării în ansamblu. Când lucrarea lui Dumnezeu pe pământ va ajunge la final, adică atunci când se va încheia această lucrare secretă, această etapă a lucrării va ieși la iveală. Toți vor ști că există un grup de învingători în China. Toți vor ști că Dumnezeu devenit trup este în China și că lucrarea lui a ajuns la final. Omul doar atunci își va da seama de ce China trebuie încă să arate declin sau prăbușire. Se pare că Dumnezeu își desfășoară personal lucrarea în China și a desăvârșit ca învingători un grup de oameni. Dumnezeu devenit trup se manifestă doar unei părți a poporului care îl urmează în timpul acestei perioade când își desfășoară personal lucrarea, iar nu tuturor făpturilor. El a devenit trup doar pentru a finaliza o etapă a lucrării sale și nu de dragul de a-i arăta omului chipul său. Totuși, lucrarea sa trebuie să fie îndeplinită de el însuși,
astfel că este necesar ca el să facă acest lucru în trup. Când se încheie această lucrare, el va pleca din lumea umană. El nu poate rămâne pe termen lung printre oameni, de teamă să nu stea în calea lucrării ce va urma. Ceea ce el arată mulțimii este doar firea sa dreaptă și toate faptele sale, și nu chipul corpului său atunci când a devenit de două ori trup, deoarece chipul lui Dumnezeu nu poate fi demonstrat decât prin firea lui și nu poate fi înlocuit de chipul trupului său întrupat. Chipul trupului său este arătat doar unui număr limitat de oameni, numai celor care îl urmează în timp ce el lucrează în trup. Acesta este motivul pentru care lucrarea care se desfășoară acum este făcută în asemenea secret. În același fel, Iisus s-a arătat numai evreilor atunci când și-a făcut lucrarea și nu s-a arătat niciodată în mod public niciunei alte națiuni. Astfel, odată ce și-a încheiat lucrarea, el a părăsit imediat omul și nu a rămas. După aceea, nu a fost el, acest chip al omului care i s-a arătat acestuia, ci Duhul Sfânt care a îndeplinit lucrarea în mod direct. Odată ce lucrarea lui Dumnezeu devenit trup este complet terminată, el se îndepărtează de lumea muritoare și nu mai lucrează niciodată așa cum a făcut atunci când era în trup. După aceasta, lucrarea este făcută în totalitate direct de către Duhul Sfânt. În timpul acestei perioade, omul abia poate să vadă chipul corpului său trupesc. El nu se arată deloc omului, ci rămâne ascuns pentru totdeauna. Timpul este limitat pentru lucrarea lui Dumnezeu devenit trup. Ea se desfășoară într-o anumită epocă, perioadă, națiune și printre anumiți oameni. Această lucrare o reprezintă doar pe cea din timpul întrupării lui Dumnezeu și este specifică epocii. Ea reprezintă lucrarea Duhului lui Dumnezeu într-o anumită epocă și nu întreaga sa lucrare. Prin urmare, chipul lui Dumnezeu devenit trup nu va fi arătat tuturor popoarelor. Ceea ce este arătat mulțimii este în întregime dreptatea și firea lui Dumnezeu mai degrabă decât chipul său când a devenit de două ori trup. Nu este nici singurul chip care este arătat omului, nici cele două chipuri combinate. Prin urmare, este imperativ ca trupul întrupat al lui Dumnezeu să părăsească pământul după finalizarea lucrării pe care trebuie să o facă, pentru că el vine doar să facă lucrarea pe care ar trebui să o facă și nu să-și arate oamenilor chipul. Chiar dacă semnificația întrupării a fost deja îndeplinită de două ori de către Dumnezeu devenit trup, totuși el nu se va manifesta în mod deschis niciunei națiuni care nu l-a văzut niciodată înainte. Iisus nu se va mai arăta niciodată iudeilor drept soarele dreptății, nici nu va urca pe muntele măslinilor și nu se va arăta tuturor popoarelor. Tot ceea ce au văzut evreii este portretul lui Iisus din timpul său petrecut în Iudeea. Acest lucru se datorează faptului că lucrarea lui Iisus în întruparea lui s-a încheiat acum 2000 de ani. El nu se va întoarce în Iudeea în chipul unui evreu, cu atât mai puțin nu se va arăta în cel din vremea petrecută în Iudeea oricăreia dintre națiunile neamurilor. Întrucât chipul lui Iisus devenit trup este doar chipul unui evreu și nu cel al fiului omului pe care l-a văzut Ioan. Chiar dacă Iisus le-a promis discipolilor săi că va veni din nou, el nu se va arăta pur și simplu în chipul unui evreu pentru toți cei din națiunile neamurilor. Ar trebui să știți că lucrarea lui Dumnezeu devenit trup este pentru a permite accesul la o epocă. Această lucrare este limitată la câțiva ani, iar el nu poate să finalizeze întreaga lucrare a Duhului lui Dumnezeu. În același fel, chipul lui Iisus ca evreu poate reprezenta doar chipul lui Dumnezeu pe când a lucrat în Iudeea, iar el a putut face doar lucrarea răstignirii. În timpul perioadei când Iisus era în trup, el nu putea să facă lucrarea de a pune capăt epocii sau de a distruge omenirea. De aceea,
după ce fusese răstignit și își încheiase lucrarea, s-a înălțat la ceruri și s-a ascuns pentru totdeauna de om. De atunci înainte, acei credincioși loiali din națiunile neamurilor nu au putut vedea manifestarea Domnului Isus, ci doar portretul lui pe care îl lipiseră pe perete. Acest portret este doar unul desenat de om și nu chipul pe care Dumnezeu însuși l-a arătat omului. Dumnezeu nu se va arăta mulțimii în mod deschis în chipul din vremea când El a devenit de două ori trup. Lucrarea pe care o face printre oameni este ca să le permită acestora să înțeleagă firea. Toate acestea sunt arătate omului prin intermediul lucrării diferitelor epoci. Ea este realizată mai degrabă prin firea pe care El a făcut-o cunoscută și prin lucrarea pe care a făcut-o, mai degrabă decât prin manifestarea lui Isus. Adică, chipul lui Dumnezeu este făcut cunoscut omului nu prin chipul întrupat, ci mai degrabă prin lucrarea îndeplinită de Dumnezeul întrupat, care are atât chip cât și formă. Iar prin lucrarea lui, chipul său este arătat, iar firea sa este făcută cunoscută. Aceasta este semnificația lucrării pe care El dorește să o facă în trup. Odată ce lucrarea celor două întrupări ale lui Dumnezeu ajunge la final, El va începe să-și arate firea dreaptă peste națiunile neamurilor, permițând mulțimii să-i vadă chipul. El își va manifesta firea și, prin intermediul acesteia, va clarifica sfârșitul diferitelor categorii de oameni, punând prin aceasta capăt cu desăvârșire vechii epoci. Motivul pentru care lucrarea sa în trup nu se desfășoară pe o mare întindere, așa cum Isus a lucrat doar în Iudeea, iar astăzi eu lucrez numai printre voi, este pentru că lucrarea lui în trup are granițe și limite. El îndeplinește pur și simplu o scurtă perioadă a lucrării în chipul unui trup obișnuit și normal. El nu folosește acest trup întrupat pentru a face lucrarea veșniciei sau lucrarea de a se arăta oamenilor din națiunile neamurilor. Lucrarea în trup poate fi limitată doar în raza de acțiune, cum ar fi să lucreze doar în Iudeea sau numai printre voi. Iar apoi, prin intermediul lucrării desfășurate între aceste granițe, sfera sa poate fi apoi extinsă. Desigur, lucrarea de extindere urmează să fie efectuată în mod direct de către Duhul Său și nu va mai fi apoi lucrarea trupului său întrupat. Căci lucrarea în trup are granițe și nu se întinde în toate colțurile universului. Aceasta nu se poate realiza. Prin lucrarea în trup, Duhul Său îndeplinește lucrarea care este de urmat. De aceea, lucrarea făcută în trup are un caracter inaugural care se desfășoară între anumite granițe. După aceea, Duhul Său este Cel care continuă cu această lucrare și o face în plus într-o sferă extinsă. Lucrarea pe care Dumnezeu vine să o facă pe acest pământ este doar pentru a ghida epoca, pentru a permite accesul la o nouă epocă și a pune capăt celei vechi. El nu a venit pentru a trăi cursul vieții unui om pe pământ, pentru a experimenta pentru sine bucuriile și necazurile vieții ca un om sau pentru a desăvârși o anumită persoană prin mâna lui, ori pentru a privi personal o anumită persoană pe măsură ce crește. Aceasta nu este lucrarea lui. Ea este doar ca să permită accesul la noua epocă și să pună capăt celei vechi. Adică el, în mod personal, va deschide o epocă, îi va pune capăt celeilalte și îl va înfrânge pe Satana, desfășurându-și personal lucrarea. De fiecare dată când el își îndeplinește lucrarea în persoană, este ca și cum și-ar pune un picior pe terenul de luptă. Întâi, el învinge lumea și îl biruiește pe Satana în trup. El intră în posesia întregii slave și face publică întreaga lucrare a celor 2000 de ani, făcând-o astfel încât toți oamenii de pe pământ să pășească pe cărarea cea dreaptă și să trăiască o viață de pace și bucurie. Cu toate acestea, Dumnezeu nu poate trăi pentru mult timp cu omul pe pământ, deoarece El este Dumnezeu și, în definitiv, este deosebit de om.
el nu poate trăi viața unui om obișnuit. Adică el nu poate locui pe pământ ca un om care nu este cu nimic ieșit din comun, deoarece el are, pentru a-și susține viața umană, doar o mică parte din umanitatea normală a unui om obișnuit. Cu alte cuvinte, cum ar putea Dumnezeu să-și întemeieze o familie, să aibă o carieră și să crească copii pe pământ? Nu ar fi aceasta o rușine pentru el? Faptul că el este înzestrat cu umanitate normală este doar în scopul de a realiza lucrarea într-o manieră normală, nu pentru a face posibil ca el să aibă o familie și o carieră așa cum ar avea un om obișnuit. Rațiunea și mintea sa normală, hrănirea și îmbrăcămintea normală a trupului său sunt suficiente pentru a dovedi că el are o umanitate normală. Nu este nevoie ca el să aibă o familie sau o carieră pentru a dovedi că este dotat cu o umanitate normală. Acest lucru ar fi complet inutil. Venirea lui Dumnezeu pe pământ este cuvântul care devine trup. El pur și simplu îi permite omului să înțeleagă și să vadă cuvântul său. Adică îi permite omului să vadă lucrarea îndeplinită de către trup. Intenția lui nu este ca oamenii să-i abordeze trupul într-un anumit fel, ci doar ca omul să fie supus până la sfârșit, adică să asculte toate cuvintele care ies din gura sa și să se supună întregii lucrări pe care o face el. El doar lucrează în trup. El nu cere în mod intenționat ca omul să slăvească măreția și sfințenia trupului său, ci îi arată omului înțelepciunea lucrării sale și întreaga autoritate pe care o exercită. Prin urmare, chiar dacă are o umanitate extraordinară, el nu face niciun anunț și se concentrează doar asupra lucrării pe care ar trebui să o facă. Ar trebui să știți de ce Dumnezeu a devenit trup și totuși nu publică înainte sau nu mărturisește umanității sale normale, ci doar îndeplinește pur și simplu lucrarea pe care dorește să o facă. Prin urmare, tot ceea ce puteți vedea de la Dumnezeul întrupat este ceea ce este El în mod divin. Asta deoarece El nu proclamă niciodată ceea ce este din punct de vedere uman pentru ca omul să imite. Doar atunci când omul îi conduce pe alții, vorbește despre ceea ce este El din punct de vedere uman, pentru a le câștiga mai bine admirația și supunerea și prin aceasta să ajungă să-i conducă pe alții. Pe de altă parte, Dumnezeu îl cucerește pe om doar prin lucrarea sa, adică lucrarea de neatins pentru om. Nu există nicio îndoială despre faptul că el este admirat de om sau că îl face pe om să-l adore. Tot ceea ce face el este să insufle în om un sentiment de venerație pentru el sau o rațiune a nepătrunderii sale. Dumnezeu nu are nevoie să-l impresioneze pe om. Tot ceea ce are nevoie este ca tu să-l venerezi odată ce ai mărturisit firea lui. Lucrarea pe care Dumnezeu o face este a sa. Ea nu poate fi făcută de către om în locul lui, nici nu poate fi realizată de către om. Doar Dumnezeu însuși își poate face propria lucrare și să inaugureze o nouă epocă pentru a conduce omul în noi vieți. Lucrarea pe care El o face este ca să-i permită omului să intre în posesia unei noi vieți și să intre într-o nouă epocă. Restul lucrării este înmânată a celor oameni cu umanitate normală și care sunt admirați de alții. Prin urmare, în epoca Harului, El a terminat lucrarea celor 2000 de ani în doar 3 ani și jumătate din cei 33 de ani ai săi în trup. Când Dumnezeu vine pe pământ pentru a-și îndeplini lucrarea, El întotdeauna finalizează lucrarea celor 2000 de ani sau a unei epoci întregi în cel mai scurt interval de câțiva ani. Nu pierde timpul și nu întârzie. El condensează pur și simplu lucrarea mai multor ani astfel încât să se finalizeze în doar câțiva ani. Acest lucru se datorează faptului că lucrarea pe care el o face personal este în întregime de dragul deschiderii unei noi ieșiri și a introducerii într-o nouă epocă.